Bună ziua, dragi invitați! Ne aflăm la Conversații de Marți. Este cea de-a treia întâlnire în virtual via Zoom. Astăzi o avem invitată pe învățătoarea Felicia Petrescu. Bun venit, Felicia! Bine te-am găsit și bine v-am găsit! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai spus da invitației noastre de a sta de vorbă la Conversații de Marți. Am avut invitată săptămâna trecută o doamnă profesoară, doamna Mihaela Postelnic, profesor de limba franceză la liceu, da? Iată, ei lucrează cu adolescenții. Ne-am gândit să avem alături de noi și o învățătoare, o dragă doamnă învățătoare. Felicia Petrescu este învățător la Școala Generală 128, gimnazială 128, din sectorul 5, București. De ce facem astfel de întâlniri? Vă reamintim, ne dorim să aflăm păreri, să împărtășim experiențe, să avem invitați, cadre didactice, specialiști, învățători, profesori, care să ne povestească despre experiența lor. Inițiativa a venit, iată, în acest context de izolare. Dragă Felicia, spune-ne, te rog, ce a însemnat perioada aceasta pentru tine? A fost mai degrabă spre îngrijorare sau spre oportunitate? Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru întrebare. Înainte să-ți răspund la întrebare, nu știu dacă să-ți mulțumesc pentru această invitație, voi vedea la sfârșit. Așa. Doi, m-a inspirat foarte mult doamna Postelnicu, fosta ta profesoară, și mă regăsesc în foarte multe dintre lucrurile pe care le-a spus dumneaei, așa că îmi va fi destul de greu să-ți răspund astăzi pentru a nu mă repeta, a nu veni cu niște truisme așa arhicunoscute și apoi să-ți răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Sunt o persoană cu emoții, n-aș spune că emotivă neapărat, cu emoții, pentru că mi se par două lucruri diferite. Am trecut printr-o stare de surpriză în prima fază, adică încerc să le iau gradual, apoi de preocupare, de mă simțeam încurcată, apoi eram îngrijorată, apoi eram bulversată, apoi am încercat să mă liniștesc, să-mi spun pot să fac lucruri, am timp mai mult liber și pot să fac lucruri pe care nu le-am făcut înainte, să-mi pun în ordine lucruri, mă rog, din punct de vedere administrativ sau documente pentru școală. Și apoi, nu știu, abia la câteva zile am zis, stai puțin că trebuie să gândesc materiale, să văd cum iau legătura cu copiii, ce fac. Deci am trecut printr-o cavalcadă de emoții. Mă simțeam așa ca un cal din acela care alergă la cursele acelea din Anglia. Așa, și așa cu jocheu în spinare și să ajung repede la linia de sosire și ce să mai fac și să dau cu cravașa, bar nu să-l mângâi puțin pe gât și așa mai departe, ca să fac lucrurile așa, cât de cât, cum ar trebui să fie, adică să fie toată lumea mulțumită. Deci am trecut printr-un amalgam de emoții, cam asta aș putea să-ți spun. A fost ceva neașteptat și totul surprinzător. Și apoi am luat-o ca pe o oportunitate de a ieși din zona mea de confort, oportunitate cu ghilimele, pentru că nu prea îmi venea să fac acest lucru, deși folosesc tehnologia într-o oarecare măsură ca noi toți, dar mi se părea too much așa dintr-o dată. Cam asta a fost începutul. Și începutul oricum a fost mai soft, deoarece n-am intrat imediat online, pentru că în funcție de cum se desfășurau lucrurile, urma să aflăm, să vedem și așa mai departe. Eu țin să spun că am clasă pregătitoare și suntem oarecum mai liniștiți din punctul acesta de vedere, pentru că avem de bifat niște competențe, avem niște conținuturi care sunt reluate oricum. Dar oricum am simțit nevoia să fac lucrurile așa cum specifică programa, așa cum ar trebui să nu rămânem foarte mult în urmă. Și apoi partea cea mai grea, practic, a venit în cea de-a doua perioadă. Deci aceasta în care a trebuit cu toții sau
ne-a fost sugerat sau am simțit să intrăm online cu copiii. Dar între timp, adică în acea vacanță, am avut timp să mă documentez, să învăț, să citesc, să mai accesez cu prietenele, cu diverse persoane rețelele pentru a vedea cum să mă comport pe parcurs. Minunat, și simt așa din ce povestești stările și, de fapt, energia ta. Mărturisesc, sunt așa onorocoasă pentru că am putut să vorbesc cu tine în perioada aceasta, deși avem distanțarea fizică, și mi-aduc aminte cum... Cred că ești mult prea drăguță și delicată. Drăguță, spun ce am văzut și ce simt. Mi-aduc aminte când căutai metode să intri în contact cu copiii până să intri pe Zoom, pentru că tu ești unul dintre cadrele didactice, ești dintre învățători, învățătoarele care a ținut cursuri online cu elevi de clasă pregătitoare. Și mi-aduc aminte când căutai metode să ții legătura cu copiii cumva, până să fie online-ul, Zoom. Și știu că ai scris o poveste, ai trimis părinților via e-mail o poveste zebra și spune-ne puțin despre da. Da, m-am gândit ce să fac cu unii, am interacționat pe WhatsApp, le-am trimis niște fișe, niște sugestii, mă rog, noi nu avem nici teme, nu avem nici, nimic nu e obligatoriu, totul e cu titlu opțional, dar părinții totuși mi-au spus, trimite-ți-ne câte ceva, că nu mai știm ce să facem și așa mai departe, și atunci le trimiteam materiale, dar m-am gândit ca să rămân în contact cu ei și să le transmit cumva din ceea ce simt și ce gândesc și să ei să aibă în mine un punct de sprijin, atât părinții cât și copiii, dar în primul rând am făcut-o pentru copii, pentru mine, că sunt responsabilă, și pentru copii să stau cumva în legătură cu ei și să-i surprind cu ceva, da? Să-i atrag. Pentru că stăteau în casă, nu făceau nimic, bine, unii aveau curte, dar oricum tot nici acel perimetru nu e suficient până la urmă pentru un copil. Și atunci am început să scriu o poveste, Zebra Zoe. Nu, n-am copiat-o de pe Twinkle, pentru că știu că și pe Twinkle este un PowerPoint pe care și eu le-am pus copiilor cu zebra, o zebra cu buline sau nu știu cum se numește exact, zebra cu puncte. A mea e o zebră pistruiată cu buline, pentru că animalul meu preferat e zebra. De ce? Pentru că, deși pare simplă, are o grafică simplă, alb-negru, bicoloră, mi se pare un animal foarte elegant, plus că face parte din familia cabalinelor, e calină, nu e simplă așa cum pare la prima vedere, da? Bun, și atunci am scris o poveste despre asta și am trimis din când în când copiilor, nu toți mi-au trimis un feedback sau o continuare a poveștii, rugându-i să-mi trimită variante de continuare a poveștii, și am fost foarte plăcut surprinsă, mi-au trimis desene, picturi cu Zebra Zoe și niște continuări ale lor. Sigur, eu aveam deja ceva creionat în minte, poate pe parcurs am să mai inserez câte ceva în povestea mea, dar îmi spuneau părinții că așteaptă cu plăcere paginile mele. Acum n-am scris foarte mult, că între timp am mai multe de făcut, am scris vreo 10 pagini, dar intenționez să o dezvolt, să devină mai mare așa. Comunitatea Părinți Veseli și Responsabili, cu permisiunea ta, bineînțeles. Oricum vom aborda o temă a scrierilor și a rimelor un pic mai încolo, dar spune-mi, te rog, te-ai pregătit, ai intrat în virtual cu copiii, cum a fost? Cum decurge? Știu că ești încântată deja și că ai stăpânești așa cu măiestrie virtualul, deși la început erai cu emoții, cum zici tu. Eram cu emoții, eram reticentă, pentru că sunt o persoană care dorește și speră să se țină de treaba asta, să-și subordoneze virtualul doar în măsura în care îi folosește, și nu vreau să devin robul virtualului. Adică sunt conștientă de avantajele pe care mi le oferă virtualul. Acum vorbesc în general și apoi am să trec la cazul acesta particular. Ca mulți alții înaintași ai noștri, antecesori, sigur, poate unora li se poate părea deplasată comparația mea, cum au fost Giordano Bruno, Martin Luther King, Galileo Galilei, că oamenii nu credeau în ideile lor. Poate nici eu nu credeam atât de mult în virtual, deși văd beneficiile, dar mă sperie oarecum tehnologia, adică nu vreau să rămânem fără emoții, fără să simțim așa, da? Și atunci am zis, wow, eu care eram așa cumva, nu neapărat împotrivă, repet, pentru că
fac o paranteză, eu tot deschid paranteze, sunt o persoană care a făcut programul de conversie profesională la distanță, aceasta, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației, și deci am beneficiat, nu pot să fiu ipocrită, da, sau să blamez sistemul acesta online, dar eu îl văd mai cu seamă potrivit pentru persoane după care trec de o anumită vârstă, poate pentru studenți, pentru adolescenți, pentru oameni care doresc să se formeze pe tot parcursul vieții, că și așa e foarte la modă, simtam asta și nu spun așa peiorativ sau ironic, chiar ne folosește și cu toți învățăm chiar și acum. Da, și am fost emoționată, am fost îngrijorată, ce o să fac, cade internetul, eu nu mă pot conecta, trebuie să-mi controlez tonul vocii, vede toată lumea ce fac, nu că aș avea ceva de ascuns, dar în funcție de dispoziția pe care avem și eu judec poate la rândul meu, deși nu e ok și alții mă judecă pe mine. Copii să nu se simtă prost, să nu întreb ceva ce n-ar putea ști și nu vreau să plece din sesiunile astea cu minusuri, adică încerc să pun în valoare fiecare copil și în ziua aceea să-l întreb ceva ce știe, da? Pentru că poate la mine pe desktop e o fișă, urmează un exercițiu mai complicat, eu văd doar 3-4 copii în partea stânga sau dreapta a imaginii și atunci am în minte să sar acest exercițiu sau această întrebare sau această imagine și să nu uit că totuși am să-l pun pe un alt copil care are o competență asta mai dezvoltată, nu că teoria lui Howard Gardner, unii suntem mai buni la, nu vreau să repet, că toată lumea la matematică, la română, la arte și așa mai departe. Adică nu e simplu nici pentru noi, nu vreau să sune că mă plâng, nu, doar spun că m-am simțit așa, ca un regizor, ca un scenarist, ca un păpușar, ca un tehnician IT, sigur, la un nivel mai jos, așa că nu știam ce să fac, adică eram și profesor, îi vedeam că se supără, că nu știu și să încerc să fiu ca un psiholog, să-i ceea ce oricum noi suntem și psihologi, să încerc să le dau o mână de ajutor, să le spun, nu puteam să le pun o mână pe cap, nu să zic, nu-i nimic. Dacă n-ai știut, hai că-ți pun altă întrebare sau cu pași mărunți să ajungem la răspunsul pe care, nu neapărat pe care îl aștept, pe care îl dorești tu copilul, dar să fie în direcția cea potrivită, da? Deci nu poți să-i mângâi pe cap, nici să te uiți în ochii lor, da? Și asta e foarte greu. Deci mi-a fost greu, dar am învățat. Prima sesiune a fost cu părinții ca să revin și cu copiii și am pus și pe părinți să citească și pe copii. A fost așa să ne acomodăm și a doua oară și a treia oară și pot să spun că mereu învățăm câte ceva. Și m-am obișnuit oarecum, dar am emoții. De fiecare dată când intru, am emoții, în fiecare dimineață, mă întreabă membrii familiei, dar de ce ai emoții? Că deja au trecut, nu știu, 3 săptămâni sau 4 săptămâni. Am emoții. Am emoții și la școală, doar că acum emoțiile sunt mai mari. Că ne putem să am o interacțiune fizică cu ei și eu sunt un om social, e puțin mai greu. Dar n-am o problemă că să depășesc ecranul. Pentru că dacă totul vine din suflet și găsesc repede, nu știu, s-a întrerupt netul sau o fișă mi s-a descărcat, că am apăsat pe ceva greșit sau nu știu ce s-a întâmplat, atunci vin cu altceva repede. Zic, bine, hai să ne gândim la niște cuvinte de primăvară, fiecare se gândește despre ținut silabe, unde e sunetul respectiv sau care ce vreți să-mi spuneți. Adică vin și de la ei soluțiile și încă ceva. E important să ai prezență de spirit. Nu vreau să spun că asta face diferență între dascăl, pentru că unii au această calitate, alți dascăli au altă calitate, da? Dar e important, oricum, pentru mine, mă ajută că am simțul umorului, am prezență de spirit și pot undoi să schimb așa, să fac un switch. Cum decurge o oră online, nu știu, să zicem, știu că ai făcut și niște, ai pus să lucreze, să confecționeze niște lucruri, cum, sau poate ai pe lângă tine să ne arăți așa niște exemple. Da, cred că aproape... E ținut aproape totuși, pentru că sunt copii de clasă pregătitoare. Da, eu cred că fiind mici așa, sunt mai dornici decât copii mai mari să intre online, sunt sigură de acest lucru. Fiind mici, repet, acest lucru ca să se înțeleagă, ei își doresc să intre pe telefoane, pe smartphone-uri, pe internet, pe orice, să fie în legătură cu virtualul, pentru că ei, fiind mici, nu au dreptul să, sau, mă rog, n-ar trebui lăsați să stea foarte mult la calculator. Oricum și aici am o teoria mea, sper să nu mă judece lumea sau dacă mă judecă e punctul meu de vedere, cred că copiii mici, adică cel puțin, nu știu, până în clasa a 5-a, ar trebui să stea destul de puțin pe calculator și pe jocuri, deoarece ei atunci se formează. Știu că n-am uitat să-ți răspund la întrebare, dar vreau să termin ce am început acum. Ei se formează și e important să citească, să se joace afară, să nu piardă niște lucruri. Și tu știi foarte bine că am discutat de multe ori despre asta, nu că sunt împotrivă, repet, dar cu măsură. Orice lucru cu măsură, mai ales calculatorul. Pentru că ei, dacă încep să se joace
la calculator foarte mult. Calculatorul dă o dependență cumva. Și nu se mai odihnesc bine, o simt pe propria mea piele, deși am coborât ora la care lucrez pe calculator, dar tot nu adorm, tot nu mai am somnul acela liniștitor așa. Și atunci ei, neputând să se joace sau să stea foarte mult în mediul acesta virtual, de-abia așteaptă. Eu sunt sigură că și acesta e un motiv. Un alt motiv e că fiind mici, ei se atașează, cred, mai tare de învățătoarele lor decât copiii mai mari. Copiii deja, pe măsură ce cresc, întâia, a doua, a treia, a patra, devin, toți sunt atașați de învățătoarele lor, dar devin oarecum mai independenți. Da? Ei așteaptă și pentru că am o relație bună cu ei, pentru că sunt jucăușă, pentru că am simțul umorului, pentru că ne distrăm. Mă rog, învățăm, dar ne distrăm. Și toți îmi spun că de-abia au așteptat și că le place, că am intrat, dar totuși nu le place că nu suntem la școală. Deci cred că e natura copilor mai mici să dorească să-și petreacă un timp cu învățătoarea lor mai mult și cred că și treaba asta, că doresc să fie mai mult pe calculator. Apoi ce am făcut? Da, i-am pus să facă niște crafturi, niște lucru manual, să spunem, să modeleze cu plastilină, să facă din hârtie igienică niște fețișoare, să adune niște pietricele, să, nu știu, să facă niște rățuște. Le am aici pentru că eu totdeauna le fac, încerc pe cât posibil să fac niște modele. Ale mele nu sunt prea reușite. Ale lor sunt mai reușite. Eu am adunat ce am găsit prin cartier și prin fața blocului. Deci e bine, ce mă bucură cel mai mult, că e bine că intră, din păcate nu pot să interacționez cu toți copiii online, deoarece nu vreau să dau un număr acum, dar unii nu au posibilități, sunt mulți frați sau au un telefon, aproape toți, adică toți au WhatsApp, dar unii nu pot să descarce aplicația și atunci a fost o perioadă mai grea în care unora le trimiteam pe e-mail, discut cu ei online, unora pe WhatsApp și unora care nu pot nici de pe WhatsApp să descarce fișe sau să se uite măcar, să-și facă o idee, să le-am sugerat ce să fac, adică prin fișele acelea, atunci îi contactez telefonic și vorbesc. Încerc pe cât posibil să-i contactez telefonul și să le spun că nu facă griji, scuză-mă că important e, noi suntem în clasa 1, să cunoască literele în mare, așa, și 031 să facă adunări și scăderi, da? Cam asta. Da. Cred că important este să copiii, nu? Să fie auziți, văzuți, important este să... Da, mai voiam să adaug ceva cu perioada aceasta, așa cum spunea și invitata Bogdana Bursuc, psiholog și psihoterapeut. Da, asta voiam să spun și mi-a ridicat mingea la fileu, cum se spune. Cel mai tare mă bucură că îi văd dezinvolți totuși. Ei sunt și mici, ei nu au tracul acela neapărat pe care îl avem noi, cei adulți sau copii mai mari, adolescenții. Nu au, cred că, acea frică de penibil de a fi, de a se comporta nu știu cum. Îi văd dezinvolți, îi văd că vin cu drag, entuziaști, îi văd că răspund și cel mai tare mă bucură că au răbdare unii după ceilalți. Adică dacă, sigur că mai vorbesc câteodată, eu nu le iau sonor pentru că mi se pare în regulă să ne auzim toți unii pe alții, da? Să ne auzim tot ce vorbim, pentru că învățăm în felul acesta, învățăm să și le regulile comunicării, să așteptăm unul după celălalt. Sigur că am făcut niște reguli, să așteptăm, ne așteptăm rândul, să nu vorbim toți deodată, să fim pe cât posibil punctuali, să nu fim totuși înhalate de casă și așa, pentru că să luăm lucrurile în serios, pentru că și eu am un ritual de dimineață, mă scol, nu știu cât timp mă trezesc, îmi beau cafea, mă aranjez, pentru mine în primul rând și apoi și pentru ei și pentru părinți, ca să luăm lucrurile în serios, pentru că oricum mediul acesta informal acasă, unde mănânci, unde dormi, unde te plimbi, unde îți rezolvi afacerile, unde faci toate lucrurile astea, nu e ca și la școală, mediul acela, nu neapărat scorțos, dar formal, unde lucrurile se întâmplă într-un fel. Și atunci zic că trebuie să venim cu ceva pe lângă, puțin mai mult, ca să facem lucrurile să fie mai serioase, pentru că oricum nu poți transfera cât ți-ai dori, deși lecția are oarecum același tipic. Hai să facem repede prezența, ce dată e astăzi, ce anotimp, care sunt zilele săptămânii, știu eu ce. Intre așa ușor, ușor, nu dintr-o dată în lecție, dar totuși e diferit. Nu poți să transferi cât ți-ai dori, conținuturile sunt diferite și faptul că nu poți să-i vezi în ochi. Mulți copii, eu știu că știu mai mult decât îmi spun mie acum online, dar pentru faptul că nu ești acolo să-i zici, hai spune, știu că știi, asta îl oprește poate. Și atunci trebuie să vii cu ceva, cu tot felul de lucruri. I-am pus să-și aducă de prin casă, dar ei îmi dau idei, repet. Parcă
mă întrebasei tu sau cineva, nu mai știu care a fost lecția mea sau aveai de gând să mă întreb, nu mai știu, sau chiar m-ai întrebat într-o discuție particulară, o zi așa, care, o zi care mi-a plăcut, o oră care mi-a plăcut. Păi au fost mai multe, dar una a fost aceea când i-am pus să scrie prima lor compunere. Sigur, noi scriem cu litere de tipar, nu e nicio problemă dacă nu pot să scrie unii decât două, trei propoziții, dar deja pot să fac asta. Și am zis compunere, adică un text de 3-5 propoziții despre primăvara și le-am dat un exemplu. A venit primăvara, popaci, inversez lucruri din acestea simple și am vrut să pun doar câțiva copii să citească, nu știu câți erau, 14-15 în ziua aceea online. Pentru, așa, apoi mi-am dat seama, acum dacă vor mai mult să citească, repede m-am gândit, trece toată ora. Și repede am zis, asta e important de fapt, să nu că trece ora, să îi dau ocazia fiecăruia să-și citească prima lui compunere. Nu contează că ora asta trece și mai trece încă o oră și mai intră o dată când se întrerupe, în plus să recuperăm, să mai discutăm ce vor ei să mă întrebe și părinții dacă au sugestii, că tot timpul mă consult cu ei și așa. Și aceea mi-a plăcut foarte mult, pentru că erau dorni. Sigur că unii citeau mai fluent, unii citeau pe silabe, dar faptul că și-au citit cumva într-un mediu virtual prima lor compunere, că era practic o compunere, era un text, dar era o compunere. Asta mi s-a părut foarte drăguț și o altă lecție mi s-a părut tot așa, vorbeam la matematică, că e matematică și explorarea mediului și am avut și cu animale domestice, sălbatice, acum nu mai știu dacă neapărat am respectat ordinea, pentru că știi cum e integrat învățământul la clasele primare, la clasele pregătitoare, clasa a doua, și atunci dacă se leagă o discuție, o lasă să meargă în direcția respectivă. Mi se pare iurea să o tai, să spun stop joc și noi trebuie să facem asta, adică nu mi se pare ok lucrurile acestea. Și o fetiță mi-a spus, poți să-mi arăt animalul meu? Și am zis, ia repede, a trebuit să mă gândesc, dar nu e în regulă că alții o să se supere că nu au animale, adică trebuie să iei niște soluții așa, într-un timp, într-o fracțiune de secundă. Și am zis, da, poți să ți-l arăți, îmi pare rău să vii să ne arăți animalul tău, dar pisica ta, care avea și o pâlnie așa în jurul capului și eu nu știam ce e cu pâlnia aceea, eu neavând pisici sau, mă rog, pisicele mele de la țară nu aveau așa ceva în jurul capului, fusese operată și mi-a spus că o protejează de zgomote, de să nu avea o ureche bandajată sau poate greșesc, nu mai știu. Și era dornică să ne arate pisica ei și am zis, atunci copiii care nu au animale, unii erau la țară, la bunii sau în altă parte, s-au relocat din cauza COVID-ului. Și am zis să-mi arate jucăria preferată sau altceva, ce vor ei, o jucărie de plușcă, fiecare are o jucărie de plușcă. Am încercat pe cât posibil să includ pe toți, adică să fie o educație inclusivă, să nu fi suferă unii că nu mi-arată animalul preferat, nu mi-l prezintă. Cred și așa. Cred că îți iese treaba aceasta, că am remarcat că tu ai folosit, mi-ai povestit despre părinți. Părinții participă la activitățile tale, sunt implicați. Tu mereu ai și mesaje către părinți, da. Vezi cu părinții, practic. Aș vrea așa să te întreb, pentru că nu vreau să închid subiectul virtualului. Eu sunt printre părinții care încearcă să găsească acel echilibru între, și poate puțin înverșunați, încerc să-mi găsesc așa, să mă liniștesc. Da, mă regăsesc în ceea ce spui. Pentru că, și cred că provocarea generației noastre este de a fi proactiv, pentru că există această era digitală, trebuie să acceptăm că există o lume virtuală, da? Copiii noștri se joacă în lumea virtuală, există jocuri și tu chiar m-ai sfătuit și m-ai încurajat să merg pe acea limită a timpului dedicat jocurilor video, deși cred că limita aceasta este de multe ori așa o iluzie, iluzia acestei ore, pentru că jocurile sunt făcute să țină copiii acolo, este pe sistemul multiplayer, eu am băiatul meu de vârstă de 9 ani, jocuri Fortnite, Brawl Stars, Roblox, am intrat și eu în lumea aceasta, am participat la o conferință când s-a lansat acea carte, știu că și tu ai fost Felicia, a doctorului Mary Aiken, și care și-am reținut, dragi părinți, nu vă feriți, implicați-vă, deci fiți la curent cu ce se întâmplă, așa cum vă pasă de... Și le întrebați pe copilul vostru cu cine ai jucat fotbal sau cu cine ai fost astăzi și ai ieșit în parc. Da? Așa trebuie să-l întreb și în zona virtuală. Ce se întâmplă, asta cred eu, soluția nu este să spunem nu, pentru că da, tehnologia are meritul său, iată, putem să ținem legătura, suntem în context de izolare, putem să comunicăm. Însă știu că mi-ai confirmat și m-ai încurajat în a spune nu
Noi am refuzat să mai jucăm Fortnite, de exemplu, deși am fost contrazisă, deși sunt copii în clasa băiețelului meu care cumva în prietenie cu se încheagă astfel în jurul acestor jocuri, relațiile de prietenie, am observat o îmbunătățire în comportamentul său de când nu mai este pe acel joc. Îmi asum, nu știu, depinde și de copil, poate. A fost destul de greu și am încurajat lectura și alte activități. Și pentru că o să ating și subiectul poeziilor, tu mi-ești doar învățătoarea care, Felicia Petrescu, dedicată cu sufletul alături de copii, tu scrii și poezii și poezii care ating chiar și probleme actuale, inclusiv cea din zona virtuală. Și aș vrea să... mi-am notat aici niște versuri dintr-o poezie real versus virtual. Mesajul era de la... tău ar fi, da? Eu... era de la început. De la începuturi, da. Eu zic să lași deoparte tastatura, să alegi prin parc și să te dai de-a dura, ai spus tu, Felicia Petrescu, în poezia ta. Pentru că este o realitate aceasta cu găsirea echilibrului între virtual și real. Și când a venit această perioadă și a trebuit să revenim, iată, la ecrane, mi s-a părut așa că cineva râde și îmi râde în nas așa. Uite, acum să te văd că trebuie să apelez la tehnologie. Sigur, eu vorbeam despre problema jocurilor video. Da, care este părerea ta? Eu mă raliez părerii tale, nu aș vrea să repet ce ai spus tu și militez pentru un echilibru. Nu spun că nu trebuie copii să se joace, da? Dar care militez pentru un echilibru. Mesajul meu e, trebuie să înțelegem că sunt jocurile și gadgeturile lor, da? Și că practic, dar socializarea s-a mutat din parc și de pe stradă, din fața blocului, din curte, s-a mutat cumva în virtual. Lucrul acesta nu e în regulă. Dacă eu nu pot să spun că trebuie să joace un copil exact, pentru că sunt psihologi care se ocupă cu treaba asta și sociologi sau știu eu, antropologi care sunt mai pricepuți decât mine, dar eu cred că, nu știu, undeva la o oră, nu știu, cred că ar fi în regulă pentru copii de pregătitoare, 1, 2, nu știu, o oră, pentru că oricum se mai uită și la un televizor și la, cred că și o oră poate, dar hai să spunem o oră, da? Și nici de cum să nu se joace cu jocul din acelea agresive, violente. Adică, eu știu că mai este și Minecraft unde construiești, știu că Fortnite e foarte agresiv, nu știu, pe când era băiatul meu mic, era Mario sau așa ceva, nu mai știu exact, sau FIFA. Bun, dar de ce să te joci FIFA acolo când te poți duce să joci fotbal pe stradă? Eu asta nu înțeleg. Probabil că sunt din altă generație. Deci, ce-i sfătuie? Să-i lase pe calculator. Nu se poate să nu-i lase deloc pe jocuri. Dar cu limite și cu echilibru. Asta vreau să spun. Pentru că am văzut mulți copii și mulți părinți și știi și tu. Și la restaurante și peste tot și mașină cu telefonul în față. Părinții sigur. Pentru că tu încurajezi activitățile offline. Da, exact. Uite, ai observat și tu. De când el nu se mai joacă copilul tău pe calculator, câte face. Și e păcat să piardă, ei nu se mai întâlnesc cu perioada asta. Deci nu e niciun pericol să nu știe să lucreze la calculator. Niciun pericol, pentru că parcă au asta în ADN-ul lor. Deci nu e niciodată prea târziu să pună mâna pe tastatură, dacă mă întrebi. Deci nu e niciodată prea târziu să pună mâna pe tastatură. Pentru că vor, nu vor, asta vor face toată viața de aici înainte. Și eu zic că e important, mai ales acum când sunt mici și m-am spus cumva la început, să se bucure afară, să plece afară din casă, să sară în parc, să sară coarda, să joace fotbal, să socializeze acolo, să se murdărească cu noroi, să alerge prin iarbă, să se cațere pe un copac, chiar dacă, mă rog, poate nu e voie să le spun că ecologiștii ar putea să mă sancționeze, să facă toate lucrurile astea, să deseneze pe asfalt, să sară șotronul, să joace elastic, să joace... Eu n-am văzut copii să joace rațele și vânătorii, n-am mai văzut. Să se joace de-a baba oarba prin par, n-am mai văzut, adică să facă toate lucrurile astea, care vin la pachet cu o grămadă de emoții și de lucruri și interacționează și știu să se descurce în viață cumva, să interacționeze. Dacă stai în fața unui calculator, degeaba tot îmi spun mie anumite persoane sau văd opinii, da, e și ăsta un mod și dă satisfacție și acolo interacționează. Da, dar nu se poate compara cu viața reală. Nu se poate compara cu viața reală. Așa este. Asta e părerea mea. Am deschis să ar să se joace, să socializeze, să meargă la cinema, nu știu, să facă orice, să se ducă cu barca în Herăstrău, să se ducă la muzeul satului, la, nu Futuroscop, cum se numește, la acela din centru,
observator astronomic. Da. Să facă diverse lucruri. Da, minunat. Să citească, așa cum tu povesteai despre literația în familie și am descoperit această întâlnire așa chiar cu băiatul meu și îți mulțumesc și pentru recomandările de cărți. Ivan cel fără de seamăn, Pânza Charlottei, Povestea motanului și a pescărușei pe care am învățat-o să spună. Da. Și multe alte titluri foarte bune pe care o să te rugăm să Ivan. Le... Da, Ivan, fără de seamă. Și să adaug pe lista aceasta. Tu, și am descoperit, uite, în perioada aceasta de izolare, Felicia, că tu scrii poezii și îți mulțumesc foarte mult că mi-ai trimis, eu le am așa în online, via e-mail, ai scris despre fructe și legume, despre plante și arbori, am aflat despre o floare forsythia, nu o să vă țin așa în suspans, despre jucării, ai scris despre insecte, despre cei dragi, sunt chiar pe capitole. Și îți mulțumesc foarte mult că mi-ai îngăduit să citesc cele două poezii grele. Eu îți mulțumesc. Și ciorba de legume, gustoasa ciorbă de legume cu acea morală importantă de la final. Limbajul tău este atât de simplu și e o bucurie să le citesc și lui Alexandru, băiețelul meu, i-au plăcut foarte mult, în special ultima, cea cu zmeul. Da? Și, da. De fapt m-a inspirat. Da, și a fost e o abundență de adjective. Descoperim parcă așa, personal, eu spun ce simt eu, cât de frumoasă este limba română aici. De unde această pasiune pentru poezie? Din totdeauna am fost atrasă de partea aceasta. Am și lucrat la un moment dat, mă rog, într-o instituție care se ocupa cu cultura și le-am ajutat de-a lungul timpului pe băiatul meu să mai rezolve temele, să descifreze poeziile și așa mai departe. Am mai scris pe aici pe acolo câte ceva, dar niciodată nu m-am ocupat, nu știu de ce, că nu știu de ce nu m-am ocupat serios de lucrul acesta, dar toate au un timp al lor, da, și se pare că acesta a fost timpul lor, al poeziilor. N-am început neapărat acum, în perioada asta, am început puțin de dinainte. O colegă m-a rugat să o ajut cu o poezie fabulă pentru băiatul ei de clasa 6-a la școală. Oricum e greu să scrie. Părerea mea copiilor, pentru că nu toți au talentul acesta. Și eu am făcut foarte multe teme cu copilul meu și eu sper să dau teme copilor pe care să le rezolve singur, nu cu părinții, sau mă rog, foarte rar să fie ajutați de părinți. Spre exemplu, acum că nu pot să citească toți cerințele, dar acum probabil că părinții ar trebui să-i ajute. Dar în general încerc să fac de așa manieră încât să se descurce singur. Bun. Apoi a mai venit o poezie, așa cu primăvara, pe care am trimis-o la un concurs. Și cam pe la sfârșitul februarie m-am gândit că vine 8 martie și să le spun ceva din suflet mămicilor, cu care am o relație bună aproape cu toate, adică sunt așa onestă, mi se pare că trebuie să comunicăm cu toții, că doar sunt copiii dumnealor și eu stând foarte mult timp acolo cu copiii dânșilor, ar trebui să comunicăm și să fim în legătură tot timpul și să spunem ce e în regulă, ce nu e în regulă, ce ar trebui făcut și așa. Și am o relație foarte caldă și apropiată. Și am simțit nevoia să le spun ceva din suflet și nu lucruri banale, stereotipe, la mulți ani, mămici, scumpe mămici, să fiți sănătoase și fericite și așa mai departe. Și atunci am scris poezia asta, prima poezie, Mama, le-am trimis-o și le-am spus sigur un crâmpei din sufletul meu, nu a fost ca să mă laud, dar am vrut să știe că le prețuiesc și că am oferit asta special. Unele au fost foarte mișcate, majoritatea au fost încântate, mi-au mulțumit, dar unele mămici au fost foarte mișcate de faptul că am alocat un timp pentru ele, să le scriu o poezie. Apoi am zis, hai să mai scriu una, am mai discutat și cu tine și cu alte prietene despre diverse lucruri, mi-au mai venit idei, le-am citit unor persoane în care am încredere, mi-au spus că da, sunt în regulă. Și uite așa, practic, nu mi-am propus. Apoi am zis, hai să mai scriu una și încă una și au decurs lucrurile așa firesc. Și încerc, pentru că e primăvara și e un anotimp care îmi place foarte mult, îmi place și toamna și viața mea ce îmi place mai mult, primăvara sau toamna? Încă nu sunt hotărâtă, îmi plac amândouă la fel, pentru că amândouă sunt anotimpuri foarte colorate și au o caligrafie aparte. Primăvara vine cu, da, lasă urme de
de flori de tei, lasă flori colorate și așa mai departe. Toamna vine cu alte culori, cu altă caligrafie, da? E un alt tip de scris, să spunem, al toamnei. Și încă nu m-am hotărât care e. Dar mă duc, practic, cu poeziile mele, cam am încercat să țin pasul cu anotimpul, că mă inspiră, da? Dacă ar fi iarnă, probabil că aș scrie despre iarnă. Dacă e primăvară, scriu despre așa. Și mă inspir din, foarte mult din copilăria mea. De la țară și văd în fața ochilor practic toate straturile cu legume, văd copaci înfloriți, văd cireșii, văd copii cum se jucau, văd părinții, dar nu neapărat, da? Dar în proporție de, nu știu, 60-70% mă inspir de acolo. Și în rest am scris una cu un șotron, m-au inspirat niște copii când am mers la piață săptămâna trecută, spre exemplu. Dar acum e din ce în ce mai greu, pentru că nu vreau să mă repet, vreau să vin cu lucruri noi, nu pot să te repeți, adică toate florile sunt delicate, parfumate, catifelate, nu pot să scrii despre fiecare floare asta și parcă sunt din ce în ce mai responsabilă și mă documentez să nu spun lucruri care nu sunt exact așa cum ar trebui și așa mai departe. Și în Zebra Zoe, apropo, m-am documentat de parcul Serengeti, de Africa de savană, de animale erbivore, carnivore, nu că nu știam, dar pentru a fi sigură. Mi-a venit, scriu, văd că sunt apreciate. Nu știu ce o să fac. Sper să pot să întâlnesc oamenii potriviți. Uite cum ai fost și tu și mi-ai pus voce pe ele și îți mulțumesc frumos. Să întâlnesc niște oameni și dacă majoritatea celor cărora le-am primit spun că sunt în regulă și că sunt drăguțe și simple, dar nu simpliste, poate o să ajung să le cuprind într-un volum sau două. Și nu mi-am propus să... Așa sunt eu, vine din mine cumva asta. Cum bine a spus o prietenă, care m-a emoționat foarte tare, e și ea învățătoare și actrița, a spus că tot ce scriu mă conține, cred că e adevărat. Și apoi vreau să fiu, când îmi vin niște exprimări din acestea mai savante, spun totul sunt pentru copii, eu m-am săturat să descifrez, să îmi zicea copilul, dar ce vrea să spună poetul acesta? Eu aș vrea să fie cumva mai simplu. Deci, au adjective, au metafore, dar eu zic că sunt puțin mai simplu de înțeles. Minunat. Și eu cred că trebuie să faci cumva ca un număr mare de copii și părinți să audă și să citească, nu să citească, să audă poeziile tale. Pentru că sunt foarte, foarte frumoase și potrivite și o lecție frumoasă de limba română, aș îndrăzni eu să adaug. Este importantă lectura pentru copii? Și ce este acea literație în familie? Că voiam să te întreb. Și da, despre literație în familie auzisem, dar nu știam foarte multe despre ea. Am avut norocul să avem o profesoară, Maria Covaci, de la Cluj, la facultate, care ne-a explicat foarte multe și insista foarte mult pe acest lucru. Chiar a venit într-o zi la facultate și ne-a citit o poveste din aceea cu poze, o carte mare colorată cu poze, crocodilul, era cu un crocodil, nu mai știu exact cum se numea, verde așa, și avea, nu știu, o propoziție de 10 rânduri pe o pagină, de 10 cuvinte pe o pagină, și ne-am așezat toți în jurul ei și eram ca niște copii din aceea mici și ascultam și de-abia atunci mi-am dat seama ce înseamnă. Literația în familie e o sintagmă, un concept care vine din afară, acolo de mulți ani se practică, să citești cu copilul tău seara, că ești bunic, că ești mamă, că ești, dar cel mai adesea cu părinții, cu bunicii, cu frații mai mari, citim pe fotoliu, nu știu, în pat seara, o poveste, se creează așa o legătură, explicăm niște cuvinte noi, atragem copilul spre lectură, avem un moment al nostru intim, da, pe care nu știu altfel dacă îl putem avea, ne transportăm într-o altă lume, tu ce crezi tu, cum vezi castelul acesta, tu cum îl vezi pe crocodilul acesta, uite eu cum îl văd și așa mai departe, e un moment așa special, spun eu, și dezvoltă, adică pune bazele lecturii de mai târziu pentru copii. Eu cred că, așa cum ți-am mai spus și am spus în enumărate rânduri, nu eu am spus asta, cred că domnul Nicolae Manulescu, nu vreau să greșesc, a spus o zi fără o pagină citită, e o zi pierdută, dacă mă înșel, mi-am propus să mă documentez pentru asta, dar nu am avut, mi-a ieșit din minte. Eu asta cred și eu... Nu am citit asta undeva ce îți voi spune acum, dar m-am gândit că nu câinele e cel mai bun prieten al omului. Cartea este cel mai bun prieten al omului. Și cred asta, n-am copiat, nu știu, poate o mai fi spus-o cineva înaintea mea, cred pentru că de multe ori ești trist, ești supărat, ești enervat, ești fericit din potrivă sau nu găsești răspunsul nici la niște întrebări. Poate nu le găsești nici în cărți, dar îți mintea... se duce în altă parte, în alte țări și încă ceva. Nu putem călători în toate părțile lumii. N-avem cum. Ar fi
Perfect, dar n-avem cum. Câți oameni se pot lăuda cu asta? Și atunci în cărți putem, indiferent, să citească orice lumea, beletristică, cărți documentare, nu știu, de specialitate, de este, nu contează, să citească. Nu vreau să spun că doar anumite cărți trebuie citite. Chiar nu prea îmi plac listele acelea cu 10, 100 de cărți, 30 de cărți. Sigur, sunt niște oameni care au întocmit niște topuri din acestea și ei știu despre ce vorbesc, dar nu toată lumea rezonează cu ele. Să citească lumea orice, dar să citească. Chiar și cărțile acelea simpluțe. Câteodată avem nevoie și de cărți din acelea care nu ne solicită prea mult creierul, nu? După o zi obositoare de lucru sau așa. Și ne place că se termină cu happy end, cu iubire, cu o cafea, cu prietene, cu știu și eu, cu câmp, cu flori și așa mai departe. Adică consider că cititul e vital. Fără citit n-ai cum. N-ai cum să evoluezi. E un mesaj foarte bun, Felicia, și îți mulțumim. Așa că, dragi părinți, dragi copii, citiți, pentru că acest lucru ne definește, ne ajută și cititul ne este un foarte, foarte bun aliat. Felicia, ai un mesaj pentru comunitatea Părinți Veseli și Responsabili, așa, un ultim mesaj din partea ta. Un ultim mesaj din cadrul acestei conversații, că eu sper să mai urmeze și pe alte teme, să ținem legătura și dincolo de virtual. Eu cred că părinții veseli și responsabili care accesează, nici nu știu, blog, pagina ta, nici nu știu cum să o numesc și așa mai departe, eu cred că nici n-ar avea nevoie de sfaturi, pentru că din un părinte care caută un conținut de... Un mesaj, știu. Un părinte care vrea un conținut de calitate știe cum să-l caute și unde să-l caute. Ce să le spun? Să fie aproape de copiii lor, să-i, nu doar să-i audă, să-i asculte cu atenție, să nu le mai pună pe cap așa și încărcă 100.000 de activități pe săptămână și la balet, și la desen, și la franceză, și la germană. Eu știu că cu toții ne dorim să descoperim talente în copiii noștri, dar zic să facem, nu știu, ori balet, ori tenis, adică să alegem două activități, e suficient, pentru că săracii nu prea au timp copiii să se joace și să fie liberi să zburde, deci să aleagă cu măsură niște activități care le plac, să iubească, să înțeleagă, să discute foarte mult cu ei. Între părinții, de ce mă întrebați pe mine? De ce nu i-ați întrebat pe copiii dumneavoastră ce au făcut azi la școală? Nu spun. Deci să discute cu copiii lor, să le împărtășească lucruri. Ei sunt cei care pot să afle lucruri despre ei. Deci să iubească, să înțeleagă, să le fie alături, să nu-i pedepsească așa foarte grav când fac ceva rău, să înțeleagă, da? Să nu-i lase prea mult la calculator, adică cu măsură, spun, e nevoie, dar cu măsură, să citească împreună cu copiii, să meargă să aleagă împreună o carte, să-i lase să-și o aleagă ei, să le explice, dar să-i lase, să aleagă eventual părintele o carte, dacă își permite, și copilul o altă carte și să spună, vezi, tu ți-ai ales cartea aceasta, încă nu stăpânești tot vocabularul, nu înțelege asta, anumite lucruri nu poți să le pătrunzi. Uite, eu cred că asta e mai potrivită, da? Adică să explice tot timpul. Să-i asculte, să-i iubească, să-i înțeleagă și să-i lase să se bucure de copilărie, să-i scoată afară, la plimbare. Da, așa facem. Să le citească poezie, să le citească poezie pentru că, de ce poezii și de ce pentru copii? Pentru că prin poezie copilul altfel interacționează cu tine. Rima îl atrage pe copil mai degrabă decât textul și atunci poate că punând bazele așa de acum și punându-le altfel de poezii, ascultându-le sau citindu-le cineva, poate că îi atrage mai ușor spre zona asta, spre emoție, poezie și emoție. Asta mă definește pe mine. Nu neapărat poezie, să recit poezii, da. Poezie adică frumosul. Să admirăm ce e frumos, să subliniem ce merită cu adevărat subliniat. Nu știu ce să-ți mai spun altceva. Și am mai uitat să spun că cititul te ajută să socializezi, să te exprimi, să fii mai stăpân pe tine, să interacționezi cu oamenii, pentru că întâlnești niște situații acolo. Poți să fii și zmeu, nu mă deranjează, adică și un personaj negativ e foarte ofertant, adică dacă vrei să fii zmeu e bine, pentru că zmeu e puternic, chiar dacă nu sfârșește întotdeauna, da, dar înveți ceva, să te aperi, să lupți pentru ceea ce crezi, da? Deci, poezie și emoție, aș spune. Responsabilitate și sinceritate și modestie.
Mulțumim mult, Felicia, uite, să tot încheiem astfel de discuții. Mulțumim pentru că ne inspiri, pe mine una mă inspiri, îți doresc să continui să rămâi în același spirit dedicat. Reciproca e valabilă ca în matematică. Da? Cu poezie, să ne bucurăm de natură, de lucrurile frumoase și simple, să petrecem timp împreună, da? Alături de copiii noștri. Și să citim, cred că m-am repetat și ce dacă m-am da, repetat. Da, să citim. Împreună, da. Da? Poezie, poveste, literatură. Da, nu contează, să citim, da. Adriana, eu mulțumesc și eu îți mulțumesc pentru invitație, pentru că te-am cunoscut, pentru că existi așa și pentru toate momentele acestea. Aduci oamenii care au ceva de spus, cum spui tu, mi-a plăcut foarte mult cum te-ai exprimat odată, să le pui zâmbet pe chip, parcă, și ai mai spus ceva, modești prin smerenie sau măreți prin smerenie. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Nemaipomenit. Foarte mulți oameni extraordinari, da? Este un superativ, dar oameni care eu cred că au ceva de spus și oameni pe care trebuie cumva să-i asculte. Tu, dar tu ești cea care te-ai înhămat, să spunem, cumva la asta. Nu vreau să spun neapărat că... Dar nu e simplu să aduci oameni, să te ocupi și așa mai departe. Te-ai înhămat la asta și să-i aduci în față și efortul tău mi se pare că e considerabil mai mare. Cred, o mare bucurie. Să știi că și eu am ieșit din zona de confort cu acest Zoom, cu Facebook și mă bucur mult că se încheagă, dar nu aș putea singură dacă n-aș avea, uite, iată, așa interlocutor. Da. Mulțumesc frumos! Și eu îți mulțumesc! Frumos, și succes! La fel îți doresc! Mulțumesc.